Salut Cristi de la Cup Garaj aici, astăzi o să discutăm despre mașina pe care mi-am luat-o și anume un Suzuki Ignis din 2006, motor de 1.3 diesel în 4 cilindri. Asta mi se pare o mașină de untiaș, respectiv e foarte înaltă, scârție ușile, e foarte, foarte subțire tabla în ele, adică extraordinar de subțire, dar am luat-o ca înlocuire la Skoda, Skoda Fabia, prima generație pe care am avut-o, pentru că am avut nevoie de o mașinuță ca asta, care se consume extrem de puțin, și să mă pot duce cu pedaluri cu ea și să o folosesc să mai car și o remorcuță. În fine, asta mi s-a părut o mașină extraordinar de potrivită pentru așa ceva. Interiorul e absolut foarte, foarte simplu, absolut de simplu. Adică ai doar climatizarea asta, are și AC-ul. În fine, cred că asta e și încălzire în oglinzi, pentru că arată și aici. Nu știu exact, n-am folosit-o încă, nu iarnă, o să vedem. Volanul foarte simplu, de aici apeși pe claxon. Nici măcar nu are computer de bord, dar eu pentru alt scop am luat-o și anume într-un fel să îmi bat joc de ea și să mă pot folosi de ea. A fost 1500 de euro, anul este 2006, respectiv 2005, cam așa, 2005-2006, la finalul anului 2005. E o mașinuță super ok, super faină. Aici vedem inscripția de diesel. Din câte am înțeles, este motorul de Fiat. Mașina nu a avut probleme decât la bara stabilizatoare. Să vedem dacă se vede. Acolo îi pică un șurub. Uitați-vă. Aici, dacă se vede. Aici nu intră bine bara stabilizatoare pentru că s-a rupt un șurub înăuntru. Și cred că nu știu dacă se vede, dar aici pe sub, unde e rezervorul, vedeți că e umed acolo. Atât a avut problemă mașina. În rest, tot ce vedeți, e super bună. E super, super, super bună. La exterior mi se pare superbă. Uitați aici. E foarte micuță. O poți parca oriunde. Jantele sunt foarte mici. Asta e un avantaj, pentru că direcția este destul de imprecisă. Am luat-o de la o firmă care aduce mașini, dar nu aduce orice mașini ca și Passat-ul, ci aduce mai mult coreene, japoneze și așa mai departe. Adică tipul avea de vânzare Kia, Suzuki, Toyota și așa mai departe. Îmi place foarte mult că e o mașină foarte simplă. Aici, din câte văd, sincer, astea cred că aparțin de grupul Opel, respectiv în Opel am mai văzut asta, în Opel am mai văzut și blocul acesta de lumini. Practic mașina asta, nu știu, e o fel de combinație de diverse mărci, să fie practic cât mai ieftină. Interiorul e foarte simplu, îmi place foarte, foarte mult. Și hai să vedem ce este sub capot. Capota și aici putem vedea un motor de 4 litri V8, respectiv 1.3 diesel în 4 cilindri. Mașina e destul de ok. Nici nu știu ce ulei trebuie. A fost făcută o revizie de 1060 de euro la 186.000 de kilometri. Și mașina a fost cumpărată din Austria cu 400 de euro, revândută în România cu 1500 de euro, cu cât am cumpărat-o eu. Ideea e că, clar, eu nu aș fi, cumpărat o mașină din Austria, adică să îmi pierd eu vremea să mă duc până acolo să caut mașina, cel mai probabil aș fi cheltuit mai mulți bani, dar cam asta e, cam acesta e motorul.
teoretic ar trebui înlocuită bateria, că, pentru că pare destul de veche. În rest, trebuie făcut o revizie, un schimb de filtre și de ulei. Hai să vedem și cum arată filtrul de aer. După cum vedeți, se deschide destul de complicat, exact ca și la grupul VAG. Glumesc, evident. În viața mea n-am mai văzut un filtru de aer atât de mic. Uitați aici cât este de mic. Ar cam trebui și ăsta înlocuit. Și o să fie înlocuit, curățată galeria. În orice caz, super tare. Foarte la îndemână totul. Bănuiesc că și destul de ușor de lucrat la ele. O să vedem. Super faină mașinuța. Deci mai trebuie să menționăm următorul lucru, că dacă deschidem rezervorul și îi bagi pe ăștia acolo, deci cam de 2 milioane, cred că faci plinul. Încă nu i-am făcut plinul, însă duce foarte mult. Adică cred că e un consum, cred că de 3,5-4, cam așa, consum extrem, extrem de puțin. Și asta e un lucru bun, fix asta mi-am dorit. Aici, uitați cât de subțire e. Exact ce am vrut să atrag atenție. E mult mai bine antifunată decât Skoda și decât grupul VAG, practic în aceiași bani. Și sincer, sunt extraordinar de mulțumit de mașinuță. E destul de spațioasă în interior. Acolo în spate nu știu cine o să aibă loc, în mod exact. Vizibilitatea e foarte bună. Geamurile sunt uriașe. Și acolo în spate are 4 geamuri electrice. Glumesc, de fapt astea două sunt electrice. Ai crede că aici e boxa, însă e aici boxa, ca și la mașinile de lux, ca și în S-Class. Alte lucruri, îmi place foarte mult că e tot muștiuc de asta, ca la BMW, ca la mașinile vechi în general. Mai are încă o dotare foarte, foarte utilă, văd că suport de ochelari. Se pornește mașina, facem un fel de cold start, deși nu-i neapărat cold start. Dar să vedem cum pornește. Băi, e destul de greu, dar mie nu-mi prea pasă, sincer. Cel mai probabil reparațiile vor fi super ieftine, deși mă îndoiesc că voi repara prea des ceva la ea. De exemplu, un motor nou pentru această mașină este... nou, vezi, doamne, de la dezmembrări. Este 750 de lei, 800 de lei, până în 1000 de lei. Dintre toate mașinile cu care am avut experiență și pe care le-am condus și, evident, am umblat cu ele, asta îmi place cel mai mult. Pur și simplu, e o experiență unică. Adică, e destul de antifonată, e așa o experiență brutală, să zic așa, de mașină veche, dar din generație nouă, cu anumite dotări, destul, adică standard și nici nu-mi trebuie mai mult. Hai să vedeți, de exemplu, cât este de imprecis volanul. Uitați cum stă. Nu știu dacă se vede. Așa? Da, ce contează? Ideea e să meargă, să-și facă treaba. Asta e cel mai important. Nu am de ce românilor nu le plac japonezele, coreenele și mașinile acestea asiatice, pentru că sunt super ok. Adică comparativ cu Skoda, în care mi era frig, unul la mână, dădea căldură foarte greu, doi la mână, era foarte slab antifonată, trei la mână, avea motor în trei cilindri, patru la mână, era, să zic, un pic mai confortabil, dar nu era atât de sigură, de exemplu, pe autostradă. Cu asta am fost pe autostradă și pot să zic că e foarte sigură. Chiar îmi place. Viteza ei maximă pe autostradă, eu am atins 110-120. Ce-i drept, cu Skoda prindeam 130. Problema era că la 130 de km la oră, pur și simplu mureai de frică, se dezintegra mașina. E bine, la asta nici vorbă de așa ceva. Și de aceea îmi place extraordinar de mult. Este un fel de mini review, un fel de mini preview la ce o să urmeze cu mașinuța asta.
nu știu exact ce să mai filmez la ea, pentru că nu are atât de multe lucruri, dar îmi place atât de mult cum se conduce, e atât de simplă, e atât de stabilă, cu toate că nu pare că e stabilă. Va trebui să îi schimb cauciucurile, voi pune all season, pentru că nu vreau să-mi bat capul, adică nu o să fie mașina mea ca daily, așa că mi se cam rupe. După cât te știți, Passatul este ca daily și ocazional Tiguanul. În rest, nu știu ce să vă mai spun, mai urmăriți-mă pentru mai multe detalii referitoare la mașinile acestea trei pe care le am, adică acum Suzuki Ignis, Volkswagen Passat B6 și Volkswagen Tiguan prima generație. În orice caz, mersi frumos pentru că te-ai uitat la mini-review-ul acesta. Încă nu știu multe despre mașină, nu am condus atât de mult și revenim cu detalii. Mersi frumos!